cine te iubește te cumpără, cine nu te vinde. Nu există un fără regrete, Doamne ferește, cum să spui nu regret nimic? Normal că am regrete, am făcut greșeli, m-a rezemat de un copac și s-a rupt filmul. Wow. Da, asta înseamnă adevărata ayahuasca și să te ducă într-o altă dimensiune. Vreau să gust din fiecare clipă a vieții mele. Sunt mai mult decât crede lumea. Aoleo! Bun găsit, dragilor! Mă bucur să fiu din nou alături de voi. Știți foarte bine că aici, la Te Ascult, îmi doresc să descoperim întotdeauna omul din spatele imaginii publice. Iar invitatul meu de astăzi este unul dintre cei mai strălucitori oameni din showbiz și la propriu și la figurat. Însă, cunoscându-l îndeaproape, știu că în spatele acestei străluciri, de multe ori, s-a ascuns tristețe, dezamăgire, durere, de ce nu... Iar astăzi vreau să vorbim despre toate aceste lucruri și să-l descoperim așa cum poate nu l-ați descoperit până acum, pe minunatul, inegalabilul, superbul, Cătălin Botezatu. Bine ai venit la Te Ascult, dragule! Să rămân, mă emoționez, știi că oamenii mă laudă, dar cum o faci tu și cum ai făcut totul și cum noi am fost prieteni și suntem în continuare prieteni de atâția ani de zile, întotdeauna cuvintele tale alese că știi să vorbești, asta e, sunt ating acolo unde trebuie și mă onorează. Îți mulțumesc pentru invitație, te-am urmărit ori de câte ori am putut la aceste podcasturi minunate și chiar faci o chestie mișto. Mă bucur tare și cred că lumea e pregătită pentru a vedea și o altă latură, dacă vrei, a oamenilor. Da, normal că aici suntem acei oameni pe care oamenii, telespectatorii, nu îi văd la emisiuni, uite cum a fost Bravo sau alte emisiuni, îi văd niște aparențe, niște personaje, pentru că suntem, fără să vrem, niște personaje. Mm-hmm. Apropo și de outfitul tău de astăzi, că... îmi cer scuze tuturor. Nu trebuie să-ți cer scuze, tocmai pentru că aici nu punem preț pe imagine neapărat, pe ambalaj, știi? Punem preț pe ce e în interior. Eu așa spun tot timpul, ambalajul este perisabil și astăzi, chiar ai văzut că te-am sunat și am zis, sper să nu fii foarte elegantă, pentru că efectiv nu mai aveam timp să mă schimb, vin de la acțiune umanitară, caritabilă, pe care am făcut-o, pot să spun cu cine? Da, bineînțeles. Cu un om minunat cu care lucrez de 7 ani, Marco, CEO-ul de la Kaufland. Bine, e și sponsorul vostru, așa că nu, cu care fac sute de acțiuni, la vedere sau nu, pentru că nu întotdeauna toate acțiunile sunt la vedere, în sensul că sunt publicizate și le văd oamenii, sunt și fără să le vadă nimeni, în care construim case, în care ajutăm oameni, în care efectiv s-au construit de la A la Z cantine, în care oamenii săraci și oamenii străzi mănâncă de ani și ani de zile. E bine, astăzi am spart pereți, dacă vreți să dau și poze pereți, am spart faianțe, am reconstruit, o nebunie pentru niște copii defavorizați care au o viață urâtă, începând din clasa a șasea. Îi vom lua din această clasă și îi vom duce timp de 7 ani într-un program extraordinar în care vor fi educați, în care, uite, poate o să fii și tu invitată să le ții niște speech-uri motivaționale. E un program extraordinar în care le dăruim Kaufland-ul și toți cei, iar CEO-ul de acolo a luat alături de el și alți CEO importanți și vedete care să, prin puterea exemplului, pentru că asta contează, să vină și să ajute oamenii defavorizați, copiii sau bătrânii defavorizați. E, uite, și nu e... Și de-aia sunt așa. Ești superb oricum. Sunt plin de praf. Ești foarte bine, Cătălin. Dar știi ce mă gândesc eu? Uite, nu e prima oară, bineînțeles că și cunoscându-te de atâta amar de vreme și urmărindu-ți activitatea, știu cât de implicat ești în tot ce înseamnă... ajutarea omului de lângă tine, indiferent cine este el, știi? Atenția pe care o dai acestor lucruri. Întrebarea e alta. Cine te ajută pe tine, Cătălin? Nimeni. E să știi că asta este partea cea mai tristă, așa cum ai spus tu, că nu sunt acolo pe un piedestal pe care nu mai vrea să-l vadă, pe un piedestal în care nu mai vrea să mă vadă purul fericit, purul fără probleme, fără boli, și eu sunt de fapt cel mai bolnav, cel mai nefericit, și eu o recunosc și nu mai am să spună, iar dramatizează. Nu, asta sunt. Dacă am de toate, nu înseamnă că am ceva, n-am nimic. Bolnava, tu știi mai bine ca oricine care stă lângă mine. Eu mi-am sacrificat viața, sănătatea, familia pentru carieră. Am pus în balanță și am zis,
Da, poate că am copii, poate că mi-am trăit viața, am avut cele mai frumoase femei ever, dar totuși cel mai important este ce las în urmă, responsabilitatea mea față de sute de oameni care lucrează pentru mine, faima mea, pentru că trebuie să recunosc, ego-ul meu este foarte puternic și întotdeauna vreau să fac lucrurile la grande, întotdeauna vreau să se vorbească despre mine ca fiind cel mai bun și nu neapărat în România, pentru că în România nu mai am ce să demonstrez. Afară, am spus-o tot timpul, uneori când merg și fac o prezentare frumoasă, oamenii nici nu pot să-mi pronunțe numele, spun acel creator din România care a făcut acea prezentare faină. E bine, pentru mine asta înseamnă extraordinar. Am peste 300 de premii naționale și internaționale. Nu mă încălzesc, vorba prietenei mele, Cleo, dacă dădeau și 1000, măcar aveau niște bani, dar vezi, ele nu au valoare materială, au valoare, acea valoare sentimentală, acea valoare de mândrie că aduc țării astea un premiu, că întotdeauna sunt apreciat și de români și de străini, pentru că aș fi ipocrit să nu spun că datorită presei și televiziunii din România sunt cine sunt și nu în ultimul rând consumatorilor și clienților de fashion din România, dar am reușit printre puținii designers să trec peste hotare. Mă pot lăuda cu magazine la Londra, la Paris, cu un mare showroom la Los Angeles care a îmbrăcat 200 anul ăsta, luna asta am împlinit 250 de vedete internaționale. Wow. Și când spuneați, mă refer la Keanu Reeves, la The Rock, la Pierce Brosnan, la genul 007, Iron Man, lista este, nu știu pe cine l-am îmbrăcat, dar cu sacrificii foarte mari și cu niște cheltuieli enorme. Eu n-am fost, uite, înainte mergeam în vacanță, eram recunoscut pentru vacanțele mele exorbitante, scumpe, bla bla bla. Anul ăsta n-am fost în nicio vacanță. Singura vacanță a fost la turci, la control, unde mi-am pus încă două standuri. Da, pentru că s-a întâmplat și asta, apropo de ce crede lumea. Mă duc la control în Turcia ca la un control al unei mașini în service. Să vedem cum stau motorașele, dacă se aud bine, sunetul motorașului meu se aude bine. Am fost să-mi controlez cele 5 standuri pe care le aveam. Și după o serie de analize foarte amănunțite și foarte ok pe care le recomand, pentru că la turci e ca la turci, sunt cei mai buni, no offense, multă lume îmi spunea, da, pentru că tu ai fost la canal și ești cu canalul, nu fac reclama asta datorită canalului, o fac pentru că efectiv spitalele, care unele sunt spitalul turco-americane, sunt NASA, nu se compară, prețurile sunt poate unor mai scăzute decât cele din România. Am stat și în România, unde avem medici foarte buni, dar nu avem condiții și tocmai de aceea recomand să apeleze la consilieri medicali internaționali, cum am eu pe Eva, care este îngerul meu părzitor, datorită căreia trăiesc, și doctorii mei din Turcia, care își dau toată silința să mă țină în viață, pentru că, bine, nu că aș fi foarte grav, Doamne ferește, dar făcând niște analize pe care le recomand oricui, te poți duce, faci un check-up și cu asta basta, poate n-ai nimic, dar poate ai. Și atunci prevenția este cea mai importantă. Și cum spuneam, am fost la turci, totul a fost ok și au zis, da, mai trebuie două standuri. Am întrebat, doc, da, până câte standuri putem pune? Până la 12, 15, după care tăiem, nu-i problemă, atunci dai să sune. Și am mai băgat încă două standuri. Mamă! Da! Bine, înțeleg foarte clar ce vrei tu să faci și care e scopul, dar tu știi, dacă nu ești sănătos, nu mai poți să faci nimic din toate lucrurile. Așa este, știu, toată lumea îmi spune, trebuie să te oprești, trebuie să... Am mai redus din nebunie mea, uite, vezi, și de-aia, poate, și Bravo, care era o emisiune care iubeam și am zis, hai să stau cu tine, nu puteam, Bravo este oricum, pentru cine nu știe și pentru cei care nu stau acolo, este extrem de obositoare să filmezi non-stop, da. Oamenii cred că te duci, filmezi, te îmbraci frumos și gata, e valabil și pentru concurente și pentru voi, erau uneori, tu știi, 10-12 ore, și erau zile în care filmam 4 zile pe săptămână și nu mai aveam timp de alte, eu știu, joburi, de profesia mea. Tu știi că când plecam la Paris, vă chinuiam pe voi să tragem multe episoade ca să mă duc eu la săptămâna mode și chiar mă simțeam prost față de colegii mei. E foarte greu. Ce facem noi? Televiziunea, fashion, chestiile astea publice sunt foarte greu. Dar oamenii nu văd asta. Oamenii ne văd fericiți, glam, îmbrăcați. Uite, acum nu mai suntem așa îmbrăcați frumos, mă rog. Sunt văd doar partea aia bună. Nu vor să vadă
faptul că suntem oameni, că suferim, că plângem, că toate astea le fac și eu, le fac și tu, dar nu le putem face în fața camerelor de la vedere. De ce? Unul, pentru că a spune că suntem ipocriți. Îl spun eu. Dacă te dezbraci de tot și rămâi tu, lumea spune, ipocritul ăla sau ipocrita, giftuitul ăla, care nu e adevărat, giftuitul ăla e mai nefericit decât un om care se duce la fabrică, muncește 8 ore, vine acasă, mănâncă, îi face nevastă sau o tocăniță, pe urmă stă cu ziarul în față, seara face ce face cu soția, o ia de la capă și uite așa. Noi nu am mai avem. Eu credem că sunt serii în care vine acasă, stau puțin în pat și mi-e lene, dar trebuie să fac, bineînțeles, e firesc, să fac duș. Jur. Și pe urmă, că lumea spunea, am citit foarte mult. Mai ai timp să citești? Nu. Din păcate. S-a întâmplat asta și am avut șansa asta datorită mamei mele să citesc până în facultate și după. Am mai citit tot felul de cărți de-a lungul timpului, mergeam la o piscină, dar acum nu, pentru că adorm cu cărțile sau de cele mai multe ori mai nou cu telefonul pe piept. Ceea ce nici n-am voie, pentru că îmi emite radiații și n-am voie la inimă. Deci am uitat așa cărți începute pe toate noptierile, pe toate camerele, cu colț, deci nu vrei să știi, circ. Și le iau, noroc că mi-aduc aminte, încă nu mă caută neamțul, unde am rămas. Dar e trist, să știi, să te uiți la ceas, dacă înainte mă îmbrăcam dimineața, suna ceasul la ora 8, mă îmbrăcam în 10 minute, un sfert de oră, acum mi-a o oră, o oră jumătate și nu înțeleg că fac același lucru. Și am nervi. Ai obosit. Adică, eu vreau, dar ambarajul nu mai poate. Dar în același timp nu mă las. Dar de ce ești nefericit? Că uite, e a treia oară, cred, când îmi spui în 20 de minute că ești nefericit. Tu mă cunoști mai bine ca oricine și dar voi. Dar vreau să-mi spui. Pentru că în jurul tău întotdeauna, în jurul nostru, al meu cel puțin, că nu vreau să generalizez, au venit, în afară de prieteni, numai oameni care au avut un interes. Și eu am știut asta, mi-am asumat asta, că nu mă iubește o fată super frumoasă sau tânără pentru că sunt eu drăguț și manierat. Și, da. Sunt asta, că am o cultură, am niște maniere, dar nu asta. Nu. Mă, tot 99% din... Și o să vin acum hate-ul. Nu e adevărat, nu te-ai uitat unde trebuie. Ia o fată de la țară, come on, hai. Nici asta. Da. Sunt nu știu câte fete care te-ar dori. Nu. E foarte greu să spun întrebarea asta. Sunt nefericit pentru că nimeni nu m-ar înțelege. Nimeni nu înțelege jobul, în primul rând. Sunt tot timpul plecat. Intervine gelozia și chiar dacă aș lua-o cu mine, s-ar plictisi. Pentru că probabil că nu este interesată de ceea ce fac eu. Am fost în vacanțe și a fost trist, în care dacă erau insule se plictiseau pentru că trebuiau să stea doar la soare și atât, că nu erau moluri. Iar dacă am fost în orașe mari, eu, sau cine știe în ce locuri în care musta civilizație și a istorie, se plictisea foarte repede. Eu încercam să fac pe ghidul, pentru că mi-e place, văzând lucrurile de zeci de ori, îmi place să duc pe persoanele pe care le iubesc sau cu care merg acolo să le arăt ceea ce știu eu. Se plictiseau, îmi spuneau dacă îmi plecăm, da, hai să mergem să ne primim un bazar, dacă era o țară mai exotică sau să căutăm un mall. Firesc ajungeam și la mall, că nu sunt un buzunar de la... Dar ai așa o strângere de inimă că de fapt totul este foarte superficial. Femeile, din păcate, nu toate, sunt superficiale. Bine, bărbații sunt și mai superficiali. Bărbații au ajuns să fie mai rău ca femeile, într-un anumit sens. Își doresc să cunoască. Ce pot să spun, Ilinca? Sunt în locațiile pe care noi le avem, vin și întreabă chelnerii, auzi tipa aia cu ce mașină a venit, ca să-i facă, să o evalueze. Da, da, să o evalueze, să vadă. Și nu contează dacă ea este măritată sau nu. E o, cum să spun, este la hunting, la vânătoare. Da, așa se întâmplă. Bine, nu-și dau seama, acești bărbați, pentru că, uite, am deschis acum o altă, acești bărbați, nu-și dau seama că ei sunt folosiți. Eu aud că se laudă, vai, m-am dus cu tăreasca care e măritată sau care are bani. Nu, ele i-au folosit ca pe niște aspirine și până i-au rejectat, că la rândul lor acele femei au soți, au sponsori, sunt independente, îi folosesc și aruncă. Dar, uite, vezi, asta e. Se întâmplă, dacă la femei era firesc, pentru că eu zic că femeia, prin natura ei, trebuie întreținută, în sensul bun al cuvântului. Multă lume spune, e întreținută. Foarte bine, este că e amantă, că e soție, că e ce vrei tu, e cartea ta de vizită. Dacă femeia cu care tu apar de mână, repet, nu vorbim de statut, arată rău, nu e îmbrăcată bine, înseamnă că tu ești de vină.
tu te faci de rahat. Nu, scuză-mă. Da, e liniștit. Asta e, tu te faci de râs, nu ea. Pentru că tu n-ai investit în ea și înseamnă că ești un zgârciob în care nu te respecti pe tine și nu... Deci femeia trebuie întreținută prin esență, chiar dacă e o femeie puternică, cu bani. Tot trebuie să o întreții și să ai grijă de ea. Să ai grijă de ea, da. Exact. Cred că e mai dulce cuvântul ăsta. Da. Mă rog. Tot aia e și mai dulce și mai nedulce. Asta este, e prin excelență. Dacă nu ai atâția bani, măcar să ai grijă altfel, emoțional. Dacă ea e puternică, sunt foarte mulți ăștia papagali care dacă au lângă ei o femeie puternică, o rejectează pentru că nu suportă ca femeia puternică mă manipulează. Pe bune, nu mă zi mersi că o femeie... Nu pot să spun acum, mm-hmm. cu honest, dar pot să spun că e podcast, mm-hmm. da? Nu. Și mândește-te cu ea, nu te lăsa purta de chestia asta, mă conduce, nu, pentru că în momentul o femeie puternică, în intimitate devine cea mai mișto femeie. Numai acea femeie puternică are nevoie de la acel bărbat care poate e mai slab, mai, nu e așa puternic financiar sau cum, mă rog, îl vedeți voi pe acel bărbat, are nevoie de tandrețe. E dacă tu nu știi să-i dai, degeaba. Ăsta e și motivul pentru care nu te-ai căsătorit până acum, Cătălin? Da. Că ai fost dezamăgit de atâtea ori de femeile nu din dezamăgit, viața ta? Nu dezamăgit, m-am amuzat de cum gândesc femeile. Unor am fost dezamăgit, am iubit orbește femei, am fost, am spus și am spus tuturora. În stare să-mi iau, să-mi dau drumul la sânge. Dar mi-am tăiat venele, au meritat. Sunt femei care au meritat sacrificiul suprem. Bine, e o prostie acum să te sinucizi, pentru că e o prostie. Doamne, ferește. Din punctul meu de vedere, să te sinucizi sau să mergi la vrăjitoare sunt niște acte de incultură totale. Dar pe care ți le asumi și pe care le vezi abia după ce le-ai făcut, știi că cu toți am fost, toți am mers și am zis, ce dracului, că nu asta contă. Anyway, dar da, și acum oricum mi se pare foarte târziu și oricum cred că un act la biserică sau la, eu știu, la primărie nu ține loc de nimic. Dacă iubești pe cineva, îl iubești până la moarte fără acest act care să zice, aolo, e un act, aolo. Sau sunt foarte multe femei care au copii și zic, vai, datorită copilului mă sacrific. Come on, fetelor, ați înnebunit, doamnelor, nu vă sacrificați. Da, vă sacrificați pentru copil până la moarte, că mama mea tot timpul e lângă mine și acum. Dar asta nu înseamnă să nu străiești viața. Nu mai merge, n-a mai mers, ok, copilul oricum crește. Și când va crește mare, tu nu o să-i spui problemele tale grave copilului pentru că nu vrei să-i îngreunezi viața, nu vrei să-l împovărezi cu niște probleme. Și atunci tu ce ai făcut? Ai rămas singură. Singură. Deci gândiți-vă, fiți puțin egoiste, chiar mariajul a fost superb, a fost tot ok, da capo, copilul, repet, crește cu tine, cu un alt părinte, cu amândoi părinții, dacă oamenii se înțeleg, dar crește, se duce în viața lui, cum și noi ne-am dus, și noi rămânem singuri. Și atunci, la ce bun? Să mă agăț de... Și până să înceapă o hăcuială de aia, pe avere, să împărțim ea, ia betonul, ia cimentul, ia piscina, ia pisica, ia cățelul, unii se mai ceartă. Nu, nene, asta e viața. Deci mai bine fără. Categoric. Carpe diem. Îmi place să-mi trăiesc viața fiecare secundă, ca și cum ar fi ultima. Ferească Dumnezeu, vreau să trăiesc până la 100 de ani. Nu știu cât o să trăiesc. Doamne ajută. Doamne ajută tuturor. Dar vreau să gust din fiecare clip a vieții mele. Tocmai de aceea fac și din punct de vedere profesional și tot și emoțional tot ce se poate face. Vreau să cunosc oameni. Vreau să văd dacă mai e ceva de văzut pe lumea asta și cu siguranță mai sunt multe de văzut și să fac tot ce se poate face ca să fie bine și să fac una bela figura în această societate în care trăiesc. Să nu fiu catalogat, chiar dacă de uneori am fost catalogat. Asta este. Nu te pot iubi toți. Am eu o vorbă și e generală. Cine te iubește te cumpără, cine nu te vinde. Așa că asta e. Nici nu e bine să fii iubit de toată lumea, că atunci e ceva normal. Da, exact. Da. Ceva putred la mijloc. Exact. Ai tot vorbit de, uite, de copii, Cătălin, și curiozitatea mea este, câți copii ai totuși? Ilinca, tu știi câți am. Dar eu am hotărât împreună cu aceștia să nu-i mai expun și să devină un subiect tabu, pentru că... De ce? Pentru că vor ajunge să fie subiectul tabloidelor, nu-și doresc deloc asta niciunul. Unul dintre ei și-a dorit, a văzut ce înseamnă asta, l-a anunțat și când a văzut ce înseamnă jungla, asta i-am spus, vezi că intri într-o junglă în care trebuie să fii leu de la început și să muști primul. Că dacă nu te mușcă alții și te mușcă ea slabi,
L-am lăsat să se lovească cu capul de pereți, s-a lovit așa cum se lovește, dar am hotărât să nu vorbesc de ei și chiar nu vreau să vorbesc. Deci din dorința de a-i proteja. Da. Okay. Și sunt mai mult decât crede lumea. Aoleo! Uite, dar nici în ruptul capul nu l-a... Poate că pentru mine aș face, dar nu vreau, pentru că nu vreau. Ok, dar ca tată, pentru că despre asta poți să-mi vorbești, că e vorba despre tine, nu despre ei. Nu mă simt tată. Cum ești tată? Ca tată? Nu mă simt tată. Nu te simți? Din păcate, da. E și un zis, poate o să fie un... O lumea e rău să mă critice. Aole, cel mai nasol e când știi când zice că ești bunic. Te apucă toate alea. De ce? Că ai fi un bunic superb, tânăr, eu șarmant, care sufăr de mine, frumos. Să fiu sexy, să fiu da. Bunic cu bote. Și? Bine, nu mă interesează, glumesc, dar nu mă simt, nu mă văd în postul ăsta de tată. Nu mă văd. Pentru că, vezi tu, dacă n-am fost, nu vreau să fiu catalogat greșit, dacă n-am fost obișnuit cu această instituție căsătorie, soție, soț, nu mă văd, nu mă simt. Nu. Și mai am o chestie chiar și din familia mea. Nu că ai mei au fost reci cu mine. Am avut o educație spartană deosebită, extraordinară, datorată mamei mele. Tatăl meu este un om nemaipomenit, dar să știi că noi ne-am comportat ușor rece. Eu niciodată nu i-am spus mamei mele sau tatălui meu te iubesc. Nu. Adică cred că a fost așa foarte rar când mi s-a părut că o spun fals, fake, deși simt asta prin toți rărunchii mei, adică sentimentele mele sunt extraordinare, mai ales față de mama și de tata, care cu care mă cer tot timpul, dar care pe care îl iubesc pentru că e nebun, un nebun frumos, e tatăl meu, părinții nu ți-i alegi, să ținem cont de asta, dar nu ne-am simțit, n-am simțit nevoia, adică a fost altfel în familia mea. Da, cred că în familia tuturor s-a întâmplat asta. Nu știu, că... sunt unii care spun, tati, mami, te iubesc, alea se sună. Unor mi se pare puțin hilar să văd bărbați, de exemplu, care la 30-40 de ani sună mamele, mami! Ia și cu o voce de asta așa, mami, te pup! Aoleu, ce bărbat ești, nene! Adică, nu știu, la 40... Anyway, no comment! La o femeie, da, parcă merge, mami, vorbesc, sunt ca fetele. Dar la un bărbat, nu știu, nu știu. Nu. Aș vrea să o parafrazez pe prietena mea, Dana Budanu, care îi arde pe toți de nu-i vede și o iubesc de nu mai pot, dar parcă ești bărbat, trebuie să rămâi bărbat acolo, să dai cu totul în masă, și la probleme, și la figura, și... Nu știu, uite, chiar și în sensul ăsta nu m-aș vedea să... A fost ziua mamei mele, sunt o fel de evenimente și îmi vine să-i spun, mamă, te iubesc, țin la tine atât de mult. Uite, spun în timpul unei emisiuni, spun că îi iubesc. Dar așa se spune de așa dintr-o dată, troș, că mamă, te iubesc, nu-mi vine. Nu, dai sau să-i spun, la mulți ani, mamă, să știi că te iubesc foarte mult, asta, nu, îi spun, mamă, te iubesc, la mulți ani, îți doresc tot binele din lume, că sunt atât de tine. Iar cuvântul ăla nu pot să-l zic tatălui meu nici atât, pentru că la mă enervează în continuu. Dar și-l iubesc de mor, uite, vezi, spun. Altfel, într-o altfel de manieră. N-ai fost obișnuit cu asta, n-ai fost crescut în spiritul ăsta și atunci e ceva normal, nu e nimic. Am fost crescut într-o familie deosebită, cu mama mea are niște surori, unele au, din păcate, nu mai sunt printre noi, care mi-au dat o educație extraordinară. Ți-am zis, una se ocupa de, apropo de lectură, alta, pentru că era profesor, alta de cultura mea muzicală. Eram în stare să recunosc orice bucată simfonică muzicală la 3-4 ani. Cu alta făceam piese de teatru în fiecare sâmbătă și duminică. Ce să spun, a fost nemaipomenit. Dar cu toate asta nu am fost rece, am fost foarte apropiați, foarte mișto ca și familie, dar nu am fost obișnuit cu dulcegării din astea, care eu le consider gratuite. Dar tu în viața copiilor tăi te-ai implicat? Că uite, acum mi-ai spus de unul dintre ei, nu-i zicem numele. Da, la unul m-am implicat până când am văzut că nu. Poate fi. Sunt copii care își doresc, și în cazul vedetelor mari, își doresc să fie ce tatăl sau mama. Nu să reușească. Tatăl este inegalabil. Actori care au avut copii tot actori și nu au reușit să fie ca tatăl. Cântăreți și așa mai departe. Nu-ți poți egala tatăl sau ca fată mama. Adică n-am văzut așa ceva. Și așa a fost și la mine cu s-a întâmplat și am încercat, l-am ajutat, mi-am spus că nu o să fie așa. Mai departe,
scrie în carte. Da, fiecare pe drumul lui. Cumva, știi, mă gândesc că indiferent dacă ești activ acolo, că ai zis tu că n-ai cunoscut instituția asta, că nici ei și ce înseamnă, și atunci, da, n-ai de unde să știi care. Am cunoscut-o la prietenii mei, Linca. Sau deci la am, prietenii tăi. Toți prietenii mei au fost... Of! Și tu știi ce înseamnă asta. Și nu vreau să vorbim, dar toți prietenii mei au fost căsătoriți. Și toți au ajuns la un deznodământ. Și am zis, de ce să fac asta? Deci a fost frică. Și da și nu, pentru că a fost și, e și frica aia de a nu rămâne singur, deși poți să, e waiting list. Dar un waiting list ăsta poate să fie un waiting list imens dacă nu e cine trebuie, doar de le schimb capă șosete, ceea ce nu sunt ăsta, chiar dacă par un Don Juan. Am văzut atâtea exemple în jurul meu. Toate prietene și prietenii mei au divorțat. Pentru că au ajuns la acest numitor, la această discuție în care au considerat că nu trebuie să mai stăm împreună. Și poate că unii au făcut bine, poate că alții au făcut rău, nu știu, dar nu vreau. Am atâta exemple, n-am un exemplu pozitiv în care să văd, bă, unul a rămas sau una a rămas până la capăt cu persoana aia și cum vedem în filme se țin de mânuță la 80 de ani. Cred că sunt cazuri izolate, jur. Ar fi frumos, dar plus bine, să trăim și într-o altă epocă, sunt alte generații, nu mai putem, astea ce vedem noi în filme sau în realitate sunt oameni care au 70-80 de ani, generațiile astea, dar dacă stai 3 luni cu cineva, deja e relație și pe urmă s-a terminat o relație lungă de 3 luni, nu știu. Înțeleg. Se întâmplă lucruri pe care noi nu le făceam când eram copii, elevi și așa mai departe. Noi priveam printr-o altă prismă, printr-o altă optică viața, mult mai profund. Aici acum totul este superficial și bine, iar eu recunosc, n-aș putea să fac un mariaj cu, că toată lumea spune, ia-ți o femeie, o doamnă de vârsta ta, come on, acum, na, ce dracu să mirosim amândoi naftalină. Glumesc. Nu, dar da, știi cum e. Asta e. Aș fi ipocrit și cred că toată lumea e ipocrită și în asentimentul meu, dar nu recunoaște asta ca bărbat și chiar femeie, că sunt și femei care se cuplează cu băieți mai tine, să nu-ți iei ceva care din care să-ți iei energie. De ce nu? Și e corect că foarte multe, uite, femei sunt judecate, domnule, s-a cuplat cu unul mai tânăr de 20 de ani. Foarte bine! Care e problema? La bărbați e și mai grav. Poate să-i fie tată. Și e și tată și iubit și amant și nu știu. Foarte bine, nu înțeleg care e problema oamenilor, asta nu înțeleg. Iar eu dacă aș lua o doamnă cultă, drăguță, eu ce dracu să mai vorbim? Că am vorbit asta, am o prietenă de-a mea, Cleo, care... Am spus, pisi, îmi spunea, ce să mă... Sunt generația asta de acum vine cu niște subiecte care... Aceste subiecte li se par lor așa, wow, am citit aia. Eu ne-am fumat, chiar... Eram și la Bravo, știi, uneori când mai comenta și la Luca și Mori și toată lumea. Tot felul de subiecte care... Eu imaginam, doamne, aveam 18, 20, 25 de ani. Aveam niște expresii care pentru public acum par wow și pare noi le foloseam de acum 200 de ani. Vorbeam de niște cărți. Mi-aduc aminte că Oreste avea o emisiune și recomanda niște cărți din astea. Și eram cu Cleo, hai să le cumpărăm, sună-l pe Oreste, le citeam. Am depășit faza aia, nici nu mai ai ce să citești, pentru că acum iau totul de la capăt. Spune-i unei fete sau unui băiat de 20 de ani de Tolstoi, de Învierea. Și zic că, oricum e, nu știu, geografie și istorie, dar minte literatură. E greu. E greu să duci o fată sau un băiat la teatru, că nu înțelege nimic și ce pierdem 3 ore la teatru acolo. În pauză sau ce mai fumează, mai vrește la telefon, ea mai scrolează prin să vadă ce a făcut iubita aici, ce geantă și a luat. Come on. Adică... Alte generații, alte preocupări. Superficiale, rău, dar și te-ai gândit vreodată că aceste generații superficiale care nu au fost în stare să-și ia nici măcar bacul, ne vor conduce la un moment dat? Ce se va întâmpla cu această societate care oricum este în pericol? Și probabil că mă vei întreba de care e pericolul. Știi care e pericolul, cel puțin în cea din România? Este că există doar două pături sociale, bogați și săraci. Nu există clasa de mijloc. Și atâta timp cât nu se va crea acea clasă de mijloc, atâta timp cât nu vom reda intelectualilor ceea ce, dreptul lor, piedestalul în clasa de mijloc,
va fi un pericol mare, pentru că deocamdată oamenii care contează, actori, muzicieni și așa mai de intelectuali, sunt în clasa de oameni săraci. Asta e un mare pericol. Iar în clasa de oameni bogați sunt și oameni importanți, dar sunt extrem de mulți nobi îmbogățiți peste noapte și proști. Am asumat, asta e. Grav. Sincer, n-am văzut lucrurile așa. Adică nu m-am gândit la ele chiar așa până acum. Ia gândește-te. Dar da, ia gândește-te. Ia gândește-te puțin. Cătălin, având toate aceste lucruri în vedere despre care mi-ai povestit și la care o să mă gândesc și o să stau să reflectez un pic, știi ce vreau să te întreb? Care a fost cel mai mare gol pe care l-ai simțit în suflet vreodată? Am avut multe goluri, să știi, n-a fost unul simplu. Mai multe. Din punct de vedere emoțional. Să știi că pe mine nu m-au marcat căderile profesionale, pentru că știi foarte bine că și eu am scris în carte, de altfel, sunt foarte transparent. Am avut o perioadă de glorie fantastică. Aveam 25 de ani și aveam un imperiu pe care l-am pierdut din cauza unei mafii politice financiare despre care am și scris. Asta e, morții cu morții, vie cu vie. Am îngropat securea războiului, dar nu aia, acea perioadă m-a marcat și a fost un gol. Cred că cele mai mari goluri pentru mine, pentru că sunt un sentimental, un săgetător autentic, au fost cele legate de dragoste. Partea emoțională de dragoste. Da. Pentru că iubesc foarte, mă îndrăgostesc foarte repede. Da. Asta nu înseamnă că îmi și trece. Mi se pune pata pe cineva, indiferent cât mi s-ar spune că nu e persoana potrivită, uite așa sunt orb, și bineînțeles că persoana se dovedește într-un final că nu e cea potrivită și atunci sufăr foarte tare. Dar niciodată n-am arătat asta oamenilor, niciodată n-am dat satisfacție nici ei persoanei, nici oamenilor. Tocmai de-aia vezi masca asta pe care noi, unii dintre noi, ne-o punem și pe care oamenii nu o văd cu adevărat și privesc doar acel blestemat de Instagram pe care noi îl avem, tu știi, și pentru un business, și pentru afaceri, și pentru a promova, uite, un podcast, ceva. Dar dacă ar fi să nu fac asta, n-aș avea nevoie de Instagram și de Facebook. De ce? Ce să fac cu el? Ai fost trădat? Da. De ce crezi că dacă-s botezatul nu sunt trădat? Oho! Da, prieteni dar, sau dar iubiți? Și. Da. Mamă, vrei să mă bagi pe un teren foarte mlăștinos. Să știi că am fost odată de prieten extrem și pe care știi de apropiat. Dar am trecut pe vederea pentru că le-am iubit mai mult decât trădarea lor. Eu am fost mult mai cerebral și mult mai profund și am zis ok, treacă de la mine. Am fost trădat pentru că chiar și din partea prietenilor, la un moment dat am însemnat doar un cont în bancă. Și e grav, dar ce să faci? După ce găsi puțin, se mai pierd și pe ea? Eu sunt conștient. Dacă am un caiet, la propriu, în care dacă aș sta să adun banii dați, în general, aș trăi o viață fără să mai lucrez. Dar dacă am putut să fac bine, dacă am putut să salvez vieți, pentru că am făcut-o. Dar nu sunt prost. Asta nu înseamnă că uit sau că dacă iau satisfacția, zici, l-am făcut pe bote, a uitat. Știi ce mă deranjează? Că toți acești oameni, prieteni, care au să-mi dea bani, nu mă sună din când în când să-mi spună, bă, am să-ți dau bani, mă mai păsuiești? Se facă, uită, mă privesc ochi în ochi și se facă, uită, asta e cel mai urât. Dar există Domnul de sus, Dumnezeu, cu barbă, care are, glumesc, am fost dezamăgit, da, și de prieteni foarte, foarte buni și cunoscuți. Și relațiile de iubire? Și da, da, Și de iertat ierți? Întotdeauna. Tu mă știi, cum eram la Bravo, explodez, pentru că dacă nu spun, țin că mor. Deci fac tensiune, pocnește inima. De-aia așa peste ani. Îți spun, tot verde în față, asta este, sunt lipsit de diplomație, dar în același timp spun lucrurilor pe nume și, pe urmă, dacă consider că vrei să fim prieteni ca înainte, ca prima, cum zic eu, e ok. Dacă nu, nu. Eu trebuie să spun ce simt, pentru că altfel... Okay. Deci te răcorești practic și da, după aia poți să mergi mai departe. Mă asigur înainte că ce spun este foarte bine agățat în ceea ce spun în prezent, este motivat de o mie de chestii și spun. Nu spun niciodată gratuități, nu acuz niciodată pe nimeni de nimic, până că nu sunt sigur că ceea ce spun, ceea ce acuz, ceea ce spun este adevărat. Dar trebuie să spun, verde în față.
Ai zis mai devreme de bărbosul. Care e relația ta cu foarte Dumnezeu? Bună. E bună. Pentru că dacă nu era el, nu existam. Uite, să știi că și cu tine am o amintire din spital. Dar este una, ți-am povestit-o. E una așa. Să știi că atunci când am fost, chiar am trecut pe lângă moarte razant, mă rugam în continuu lui Dumnezeu și pentru cei care au probleme sau boli din acestea grave, trebuie să realizeze că jumătate ține de optimismul tău, de credința ta și jumătate ține de un medic bun, de un spital bun și așa mai departe. Dacă de aici tu nu ești foarte bine clădit și să ai puterea să spui vreau să trăiesc, nu vei reuși. Și să știi că acele momente au fost momente destul de grele în viața mea și înainte mă rugam, nu există seară, poate când mai veneam de la club, înainte mai acum nu mai beau că n-am voie, dar nu există seară și dimineață să nu-i mulțumesc seara lui Dumnezeu pentru o zi, pentru că mi-a dat șansa să trăiesc o zi și o zi bună sau rea, cu bune și rele, și dimineața să mulțumesc că mi-a dat șansa să văd lumina zilei și să-mi dea sănătate, pentru că de la o vârstă te rogi pentru sănătate. Adevărat? Dar nu era o vârstă, dintotdeauna ar trebui să faci dar, asta. Și banii. Că știi că de multe ori am cumpătut multe persoane care au spus nu, banii nu contează. Ba da, banii contează foarte mult. Foarte, foarte mult. Și îmi spunea cineva, nu e adevărat, că eu am spus, cu banii poți cumpăra orice. Nu este adevărat. Nu poți cumpăra iubirea, sănătatea. Ba da, le poți cumpăra pe toate, chiar și iubirea. Uite și tu faci o chemare. Și e iubirea adevărată dacă e cumpărată cu bani? Da. Vrei să-ți dau un exemplu? Da. De ce te uiți așa? Că-s șocată. Bine, am să-ți dau un exemplu. Stai să beau puțin apă. Stai să beau apă. Stau. Deci e clar că sănătatea o poți cumpăra pe bani. Că dacă n-ai, ești bolnav, grav și n-ai bani, clar mori. Da? Ok, asta să zic că da. Că-ți permiți să nu-ți te permis, duci în cele mai bune spitale. Mulți oameni săraci amărâți care... Uite-te, eu cel puțin dau, pun ca și tine tot felul de benele din alea cu ajutați. Pentru că n-ai bani, oamenii mor, copii, bătrâni mor. Fericirea, iubirea. Toată lumea spune, nu poți dumne cumpăra iubirea. Ba da. Am două prietene care aveau bani, nu să știu, erau niște sărăntoace, dar care, bineînțeles, ca orice femeie, își căuta o partidă cu un bărbat cu bani. Au găsit. Dar nu un bărbat tânăr, nu un bărbat frumos, un bărbat mai în vârstă, mai puțin frumos și foarte bogat. Categoric că acele două mariaje, ambele, au fost făcute din interes și l-au recunoscut asta. Și ne-a spus, da, asta e, nu sunteți nici primele, nici ultimele. Păi da, e și firesc. E iubire acolo, e fericire acolo. Așteaptă. Și a trecut timpul. Au trecut 6 luni, am trecut un an, ne-am văzut, bineînțeles, după un an ne-am întâlnit la o altă masă și vorbeam cu ele, fetelor, cum e cu al tău, cum e cu John, cum e cu... Este foarte bine. Deci, efectiv, sunt îndrăgostită de el. Și am zis, hai, nu fii ipocrită. Te-ai măritat din interes. Hai, lasă-mă. Zice, da, m-am măritat din interes, dar... Ceea ce mi-a oferit el, protecția, faptul că este mai bărbat decât orice bărbat de 18-20 de ani, care e un superficial, toată starea asta de bine, de tot m-a făcut să-l iubesc, să văd altceva sub acea carcasă perisabilă. Ești de acord cu mine? Ok, înțeleg. Vezi? Înțeleg. Deci, un om deștept, un bărbat care nu e atât de frumos, nu e zeu, nu e un Adonis, coborât pe pământ și nu știu ce care... Da, într-adevăr că te face fericită și dă cu tine de pereți. Dar dacă nu știe să poarte cu tine, dacă nu simți protecția aia permanentă ca femeie, ce vorbeam mai devreme, atunci vezi și te îndrăgostești de omul din spatele acelui ambalaj, așa cum vorbim noi acum. Și ajungi să-l iubești, da. Vrei să vezi omul din spatele lui Cătălin Botezatu și ajungi să-l iubești cu adevărat, puternic, că nu mai mângui un mușchi și te roizi. Nu, adevărat, ca și tine, pentru că și tu te vei zbârci și noi vom îmbătrâni și asta e. El te va iubi și atunci. Ce tare. Da,
E o perspectivă. Nu? Și dacă da, lucrurile merg așa, e da, una dintre cele mai frumoase perspective. Vezi? Că eu cred că fără iubire și fără dragoste, da, nu se poate absolut nimic. Și dragostea apare la orice vârstă. Dragostea apare și la 18, și la 16, și la 70 de ani. Că mulți spun, uite, nu știu ce actor de la Hollywood a luat-o pe una de 30 de ani. Da, se iubesc. Da. Bă, poate că aia de 30 de ani, da, iubește și altceva la ăla, da. Cu siguranță ăla îi oferă ceva. Și hai să fim și... să nu fim iară ipocriți. Și celebritatea asta dă unei femei sau unui bărbat așa o stare de bine, de confort. Sunt combinată cu xulească sau cu xulesc. Faci să te simți așa important. Ești fericită. Nu? Mm-hmm. Depinde asta iar. Ce înseamnă fericirea pentru fiecare, care sunt nevoile fiecărui om și celălalt să poată să îi le împlinească. Depinde, dar... Înțeleg. Bun, stai așa că vreau să te duc în subiectul ăsta cu sănătatea, pentru că e... Du-mă, ia-mă de mână și du-mă unde vrei tu. Cine a fost în permanență lângă tine în toate momentele astea grele din punct de vedere al sănătății prin care tu ai trecut, Cătălin? Toată lumea să crede că a fost mama. Mama a fost cea care a fost cel mai mult protejată. Mama n-a știut... de operații, n-am știut când am plecat la operații, pentru că n-am vrut să o fac să sufere sau să-i se întâmple ceva, ferească Dumnezeu, nici măcar tatăl meu. Tata, nici acum nu crede că am făcut tata operații. Tata când mă cer cu aici, lasă-mă, mă tocu. Da, tate, mă rog. Cel mai mult alături de mine a fost Eva Pavel. Cred că e datorită ei, trăiesc. Este cea e care... consultantul tău, este, dar e și prietena ta. Este prietena mea, consultantul meu, este consilierul meu medical internațional. Împreună am salvat sute de vieți din România și cu asta mă mândresc. Și dacă o să-ți povestesc niște faze care mi s-au petrecut chiar acum când veneam din Turcia, o să fac așa piele pe tine. Deci ea a fost alături de mine la toate operațiile. Ea a semnat pentru mine, chiar și acum ultima oară, pentru că eram anesteziat parțial, când trebuia să luăm decizia dacă mai pun încă două standuri, am rugat pe medic să-i da, bine, ea poate să intre în blocul operator, mă rog, echipată, igienic și așa mai departe, și am rugat-o să-i dea voie, vei să vină să mă consult cu ea. Ea a fost care și-a luat toate înjurăturile de la mine în momentele în care eu eram isteric după operație și nu înțelegeam ce mi se întâmplă, deși are familie și are o familie minunată. Ea și-a petrecut, așa cum face și cu alți pacienți, săptămâni și luni de zile prin spitale cu mine. Îngerul tău păzitor. Da, chiar așa o numesc, îngerul meu păzitor. Este o femeie minunată și, repet, care a salvat multe vieți. Prin ea, eu am fost puterea exemplului după operațiile pe care le-am avut. Sute de oameni m-au căutat, pe toți i-am direcționat către ea. Dacă în România erau, de exemplu, în cazul unor operații de cancer sau 15 boli grave, erau deschiși, li se spunea mai de trăit foarte puțin, prin ea și prin doctorii de acolo au fost trimiși, au fost reoperați și trăiesc bine, mersi. Adică, da, cu asta ne putem mândri. Și uite, au fost două cazuri așa în ultima perioadă care m-au mișcat. La ultimul control în care mi-am montat și cele două standuri, înainte de a urca în avion, într-un avion târziu care a plecat din Turcia, întârziat, bla, 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 eram ultimul, care am stat ultimul să intru, că aveam loc în față, și după mine vedeam că stă o tipă foarte tânără cu doi copii de 2 sau 3 ani, fetiță și băiat. Mă rog, și aici a venit la mine și mi-a spus așa, am stat intenționat ultima, pentru că am vrut toți trei să vă mulțumim. Zic, ce am făcut? Deci acum mulți ani v-am sunat, știind că ați avut cancer și v-am spus că am cancer, sunt diagnosticată cu cancer și mi s-a spus că nu mai am de trăit. M-ați trimis în Turcia, totul a decurs extraordinar, datorită faptului că m-am făcut bine, am născut doi gemeni și toți trei vrem să vă mulțumim pentru faptul că existăm datorită faptului că ne-ați trimis acolo la niște medici buni. Cât de frumos! Și acum mi se face și atunci. Iar copiii care nu mă cunoșteau se mutaseră și între timp și în altă țară, nici abia vorbeau românești, au început și mă prindeau așa de picior, eram în pantalon scurt, că eram în aeroport și nu înțelegeam de ce. De ce fac asta? Zice, nu știu. Nu le-am spus cine ești, nici nu,
Da, cred că au simțit. Au simțit, da, uite, nu am așa. Și până la avion, jur că am mers așa cu ei de picioare. Păi da, a fost foarte fain. Iar altă fază, eram la un club, la loft, putem spune, ne distram și firesc fac poze cu toată lumea, nu sunt tipul ăsta care... Și au venit la mine două fete și au vrut să facă poze și una mi-a spus, eu vreau să fac poză, dar... Printre altele, mai vreau să vreau ceva cu dumneavoastră. Zic, oh, zic, Doamne, sunt și eu la distracție, la diri. Da, asta e. Și am făcut poză cu ea, după care am zis, vreau să vă mulțumesc și am un mesaj din partea tatălui meu. Ok? L-ați trimis în Turcia, la spital. Era în ultimul hal. Era metastază, nu mai avea niciun fel de șansă. Trăiește, l-a operat. Trăiește de atunci. Vreau să vă spun că vă mulțumește, vă mulțumim în fiecare secundă a vieții noastre și această poză vreau să o duc lui pentru că vreau să-și o facă afiș. Deci sunt chestii de-astea, îți dai seama, foarte mulți mi-au scris, foarte mulți îmi spun că mi-a prins lumânări când sunt sărbători și multe, multe. Alt exemplu, am avut și numai, am avut ani de zile, cred că vreo 15 ani, s-a terminat acum 4 ani această poveste, o familie din Constanța, mergeam la blind, care îi trimiteam bani. Doamna avea cancer. Și tot timpul îi trimiteam bani pentru tratamentul de cancer. Și doi oameni care îmi spuneau, ne ducem la biserică. La un moment dat am primit un telefon din partea soțului și mi-a spus, domnul Bozatu, nu trebuie să mai trimiteți bani. În momentul ăla am înmărmurit. Am zis, deci s-a întâmplat inevitabilul. Și dar ce s-a întâmplat? Zice, nu s-a întâmplat nimic, soția mea s-a vindecat. Și nu vreau să ne mai trimiteți bani, pentru că banii aia îi foloseam doar pentru tratament. Vă mulțumim din suflet, noi tot timpul o să vă pomenim peste tot, la toate bisericile și soția mea, împreună cu soția mea, vă mulțumim și așa mai departe. Deci, oameni cinstiți, corecți, eu cred că în fața lui Dumnezeu, tocmai de aceea și El are grijă de mine, mi-am făcut datoria. Am sădit și copac, am făcut și copii, am ajutat și oameni. Ei, nu m-am însurat, mă iartă el. Asta e, societății. Nu mă îmbrac în alb acolo, iau și darea mai bej. Dacă, Tălin, uite, nu știu dacă ai spus treaba asta vreodată. Ce anume? Cum te-ai vindecat de cancer? Greu. 5 operații, groaznice, mai ales ultima, că după ce am făcut o operație foarte specială, tip HIPEC, totul era un succes, pocnit o drenă scoasă prost, un orificiu al unei drene scoase prost în România și am făcut hemoragie internă. Și atunci a fost groaznic pentru că doctorii au spus, Doamne, l-am salvat de cancer și moare de hemoragie internă. Era într-o duminică, spitalul era gol, doctorii erau plecați. Norocul meu a fost că americanul, am operat o echipă de turci cu americani. Stătea vis-a-vis de spital și era acasă. Am intrat în fibrilații, pierdeam sânge peste tot, eram, nu știu dacă ți închipui, m-au și filmat Eva și cu cel care avea grijă de mine atunci, au filmat așa cum sângele se răspândea în tot patul și se înroșea patul ca în filmele de groază, curgea tot sângele. Și în momentul ăla am început să-mi bage sânge pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, prin tot felul de catetere, dar era ceva groaznic, a venit doctorul de acasă, au scos dintr-o sală în care opera un caz mai puțin important, dar era sala cea mai performantă pe cineva. Toți doctorii care s-au putut aduna, eram și un caz special și pentru turci, pentru că eram un celebrity, se știa, nu-și permiteau să mă piardă după un așa succes fulminant cu o operație care, de tip hype, care lumea se întreabă, poate ce, o să-ți explic ce înseamnă, te taie de sus până jos, taie tot ce este afectat, unde ar fi putut fi tot felul de celule cancerigene, după care îți bagă un overdose de chimioterapie, este ca și cum ai face chimio preț de un an, one shot, băgat înăuntru și taie și închide. Și, e bine, asta se întâmpla la 3 zile când operația mea nici măcar, nu că se vindecase, era încă roșie cu capse, n-au mai avut timp să scoată acele capse cum se scot normal, l-au scos așa, fum, eu deja nu mai puteam, inima mea nu mai rezista și acele fibrilații și faptul că tremuram îmi punea în pericol inima. Mi-aduc aminte că l-au întrebat pe doctor Alp, cel care avea grijă de stand-uri și de inimă, cât îmi rezistă inima legat vis-a-vis de anestezie. A spus, nu mai contează, deschideți-l că moare oricum. Am auzit aceste lucruri, se vorbeau în toate limbile pământului. Eva era și atunci în spital, pentru că era la câteva zile de operație și rămăsese. Se urla efectiv, se urla. Erau atâția medici, n-am văzut,
în viața mea, s-a tăiat pe viu, deși anestezia și s-a auzat numai morfin. Am văzut cum, după ce au scos acele capse, efectiv ca la, am văzut cum taie cu bisturie și cum iese sânge și în momentul ăla am leșinat. Da, atât de grav a fost. Dar m-am trezit. Nimeni nu credea că o să mă mai trezesc. Și apropo, medicul cardiolog a spus, nu mai contează, inima rezistă doar 3 ore operație. Operația a durat 6 ore și 3 minute. Da, așa au zis toți. Bine, asta nu înseamnă că am simțit tot. Am simțit o durere fantastică după ce a trecut totala efectul anesteziei, în care simțeam că mi se rupe pieptul și îmi venea să trag așa. Am fost numai bandaje, eram... Și acum sunt și sufăr de chestia asta, că nu-mi pot aranja așa zona asta abdomenului. Arată puțin ca și cum aș fi venit din Vietnam, dar asta este. Dar ești în viață. Da, sunt în viață, asta am ales viața. Da. Și ai trăit viața frumoasă, așa cum ți-ai dorit, fără să ții cont de reguli, pentru că da, ești unul dintre oamenii care sau căruia nu i-a păsat pur și simplu. De ce zice stânga, dreapta, tu ai trăit cum ai vrut tu să trăiești. Nu, pentru că nu dă nimeni să mănânc și nu, în afară de Dumnezeu, repet, care este cel care hotărăște ce să fac, când să fac, când să vin, când să plec, nimeni nu mă ajută. Și știu că la un moment dat ai trăit și o experiență, mă rog, mai puțin... facil de trăit pentru noi toți ceilalți, ai consumat ayahuasca. Da. Și ai fost în tot felul de retreat-uri din astea spirituale. Dar n-a fost o fake cu ele de care povestesc foarte mulți oameni. E un subiect delicat și nu vreau să jignesc. Sunt oameni care să jignesc pe nimeni. Adică când am avut pe toți, vai, am fost la șaman, am băut ayahuasca. Șamanii adevărați nu sunt în Europa. Ok. Come on. Șamanii adevărat sunt în America de Sud, în junglă, în locuri atât de insalubre, dacă stai să le privești, atât de impropriu, pentru că la șaman nu te duci într-un loc frumos ca ăsta. Hotel de 5 stele. Un pahar frumos ca ăsta în care bea ayahuasca, care e o mizerie, o melasă, înțelegi? Vorbesc că au fost la și au luat ayahuasca fără să spună măcar că pentru a lua ayahuasca trebuie să te pregătești minim o săptămână de zile din punct de vedere al regimului alimentar și mental. Eu când îi văd pe unii sau pe unele, când vorbesc despre asta, mă puvnește râsul. Eu am făcut asta, am avut în intenție, știam dar că... Dar tu te-ai dus pentru ce? M-am dus să-mi vin utilul cu plăcutul. M-am dus într-o vacanță în America de Sud. Am început cu Peru pentru că știam că pe 31, și a fost chiar un eveniment trist pentru mine, pentru că pe 31 decembrie, când are loc cel mai mare festival de șamani din lume la Lima, a murit și bunica mea, de la care m-a crescut și la care am ținut în noi, și a fost practic imposibil să mă mai întorc. Am încercat conexiunile pe care le aveam. Făceau în așa fel încât să nu ajung la mormântare și nu se putea să o țină. Mă rog, nu contează. Dar am plecat în ideea de a merge la un șaman. Am ținut timp de 2 săptămâni un regim alimentar crunt, care m-a făcut să mă simt și mai bine, că am mai slăbit. Și am mers la acest festival unde erau mii de șamani, repet, nu sute, mii de șamani. Am mers la unul dintre ei care mi s-a părut mai accesibil și a fost foarte sincer și mi-a spus, dacă vrei să mergi la un șaman adevărat cu puteri, te duc și eu sunt șaman și aș putea să-ți iau bani, te duc cu puteri în junglă, mers cu canu pe Amazon și așa mai departe. Și m-am dus, într-adevăr s-a vâslit. Șocul cel mai mare a fost că înainte de a pleca, dimineața, am trecut pe la o piață de păsări și am cumpărat multe păsări și am zis, ce facem cu păsările astea? Păi ce, cu asta plătim șamanul? Nu-i dăm bani? Nu, ce să facă șamanul cu bani? Deci o să vezi unde mergem. Și după ce persoana cu care l-am avâzlit de a veni rău, am ajuns pe un tăpșan așa, pe marginea râului, unde erau sute de păsări de toate felurile, toate speciile, unde erau două doamne din astea așa bătrâne și cam filme. Era un domn din ăsta, cum vezi, africană aia din Biafra, cu picioarele subțiri, murdare de nămol și împachetat aici doar cu ca un scutec, dar făcut într-un alt mod. Acela era șaman. Ok. Iar
au început să vorbească pentru că am beneficiat de traducere, nu înțelegeam ce vorbea. Și la un moment dat mi-a zis, ai venit aici să omor pe cineva, vrei să ai venit cu gândul să omor pe cineva? Și am zis, nu! A, n-ai încredere în mine? Și am avut o fază de frică atunci, trebuie să recunosc. Se spune că nu e bine să povestești ce ai văzut și nu e bine să întrebi, dar o să spun în mare, pentru că e păcat al amândurora, dar nu contează. Faza asta cu, dar spun și restul. Bine, depinde fiecare ce vede și ce vrea să vadă și ce vrea să întrebe. Anyway, și în momentul ăla am zis, Doamne, să nu mă gândesc la cineva pe care am boală, în țară, pe undeva, să zicem, că n-ai încredere în puterile, ba da, am încredere în putere, spune că am încredere. În gândul meu, atunci îmi vreau în minte tot felul de nenorociri și tot felul de persoane care le-aș fi vrut, nu moarte, dar așa puțin, creșinate pe stânga. Nu glumesc. Și zice, bine, dar totuși vreau să vezi ce putere am. Ok. Omul celălalt așa, mi-a spus, trebuie să aibă puteri, pentru că s-a întâmplat să meargă femei. Femeile sunt mai slabe, din păcate, și la anumit șamani care le-a trimis acolo și, deși le-au scos din zona aceea, au rămas puțin... Wow. Da, asta înseamnă adevărata ayahuasca și să te ducă într-o altă dimensiune. Că vrăjeala asta de 2 lei, da, sunt multe femei și foarte multe, cel puțin care a fost în Peru, două cazuri despre care cred că s-a și scris, dacă nu mă înșel, domnul Nemțoaice, care au mers, au fost duse în zona lor și pentru că șamanul n-a mai avut puterile necesare, deși le-a readus înapoi, au luat-o puțin raznă și sunt, cum s-ar spune, randeaua pe câmpii. Stai așa că acum nici nu mai știu de unde să o iau. Deci te mai întreb o dată, Cătării, tu de ce te-ai dus? Pentru că vreau să văd pentru dacă tine? Există... Sunt împlit, știu ce spun acum, dar asta e diamond. Vreau să văd dacă există ceva după. Ok, ok. N-aveam nicio chestie. Eram o perioadă în care eram fericit, în care aveam de toate, în care eram într-o super vacanță, dar vreau să văd dacă... Curiozitate, Cătălin, evoluție, curiozitate. Evoluție. Asta păi cred da, că te-a... Apropo de evoluție și de spuneam mai devreme de citit, eu tot ce am citit, după ce am citit anumite lucruri, am mers așa pe firul apei să văd dacă ce am citit este adevărat. Mm-hmm. Tocmai de-aia am ajuns în toate centrele solare, în toate centrele energetice mari ale lumii, am bătut munți prin toată lumea asta, ca să văd dacă într-adevăr e ce bun. Trebuie. Deci okay, ai avut o curiozitate da. Și te am ajuns la șaman, după ce mi-a zis n-ai încredere în puterile mele, ok, am zis, ba da, am. Zice, alegeți o găină din asta. Zic, alegeți o găină. Am ales o găină. M-am uitat la ea, bă, în secundă aia, găina dusă, moartă. Mi-a zis, aia, cine știe, a făcut prin psihoză, prin ceva, cum făceam noi cu găinile, știi că le amețeam și... Nu, nene, găina era moartă, dusă, aruncată în râu. A terminat. A dat-o la crocodil. Bun, după care zic, da, să îmi spune că nu vreau să o omor, să nu mă mai facă să mă gândesc la cineva, că poate fac naiba rău cuiva fără să vreau. Am și eu dușman, dar nu vreau să-i omor. Vreau să-i pedepsească al de sus. Și urmă, a zis, mai a ținut regimul, da, i-am spus, cred că l-am ținut așa cum am putut, a zis, da, e ok, e suficient, și a venit cu o mizerie de cană așa, mizerabilă și la propriu și la figură, că asta înseamnă, deci, nu bei din pahare din astea, știi, făcute frumos, sau de, nu, că ăștia așa, nu. Dar asta ce e? O combinație e din mai multe plante? Este o combinație din ciuperci, e adevărat, halucinogene, okay. Plante, tot felul de chestii, lăsat, are și cum anumit ferment în el, ceva okay. Care pute îngrozitor. Bun. Deci îngrozitor. De preferat să o bei pe stomacul gol. Da. Și ți-a dat să bei aia? Și mi-a dat această stacană care era și murdară, asta am șters-o eu pe acolo pe la o încolțișă. Bineînțeles că prima gură am vomat. Era ceva rău, ceva rău. I-a zis, nu pot să fac, e clar, nu pot să beau asta. Dacă numai cu asta, păi nici nu, trebuie să bei, că altfel, bine. Am băut, am vomitat în ori, bine, m-am dorat apă și mizeria aia. După care am băut, cred că, un sfert din ea și a zis, e ok, e suficient. Nu trebuia să bei pe toată, dar dacă puteai, era bine, dar e suficient, ne vom face treaba. Și m-a pus efectiv ca ciobanul care doarme la copac, la umbră. M-a rezemat de un copac și s-a rupt filmul. Un soi de meditație ghidată cumva da, s-a întâmplat acolo. A început
în momentul în care, înainte de a mi se rupe mie filmul, să fie și, nu știu dacă ai fost vreodată la cineva care să curețe chakrele. Am auzit, n-am fost, dar am auzit. Sunt persoane care îți curățe chakrele, care în timp ce vorbesc cu tine sau în timp ce tu stai în fața acelei persoane, tot timpul dau așa din cap și fără să spună nimic, dar tu simți cum te eliberezi de energiile negative și așa mai departe. Am avut chestia asta, nu ține nici de vrăjitorie, nici de altceva, ține de niște studii tibetane, niște oameni care au studiat. Anyway, și am simțit asta, același lucru făcea și el, după care a urmat în subconștientul meu călătoria, întrebările și răspunsurile care nu m-au satisfăcut. Nu te-au satisfăcut? Nu. Deci cum ai plecat de acolo? Am plecat de acolo dezamăgit. Și a fost singura dată când ai încercat experiența asta? Păi, de ce o să mai încerc a doua oară? Am avut niște răspunsuri majore, pentru că, adică, nu m-am dus să întreb, nici nu te duci când te duci ca la ghicitoare să întreb, îl găsesc pe ăla sau pe aia cu bani, vine ăla să facă, câștig milionul, nu, astea sunt chestii frivole. Plus că una e ce vrei tu conștient, dar altceva e în inconștientul tău și iese la suprafață. Întrebările nu sunt legate de frivolitate, de chestii frivole. Da. Și după ce m-am trezit normal, bineînțeles cu durere de cap groaznică, care m-a ținut vreo două zile, nici n-am putut să mănânc. Deci seara mi-aduc aminte că am băut doar lapte, care și pe la mea să-l vomit. A doua zi am băut, cred că, 10 kg de apă și multe fructe. Abia de-a treia, a patra zi în vacanța aceea frumoasă. Bine, plecasem deja din Lima, plecasem în Argentina, mă rog. Dar ne-am revenit. Dar asta este adevărata întâlnire cu șamanul, nu prostiile astea. Eu aud, s-au întâlnit, nu știu, și în România, la nu știu ce castel sau nu știu ce casă sau nu știu ce vilă, cu niște șamani din Germania, din Franța. Samara, mă, de unde sunt ăștia nene din Germania și din Franța? Da, mă, anyway, fiecare cu experiența fiecare lui. Fiecare cu șamanul lui. Cătălin, ai regrete în viața ta? Nu există un, știi, auzi pe foarte mult, nu regret nimic. Nu există un fără regrete, Doamne ferește, cum să spui nu regret nimic? Normal că am regrete. Am făcut greșeli. Am cel mai mare, poate printre cele mai mari regrete pe care le-am, eu știu, unul dintre ele este faptul că am dat prea mult credit oamenilor. Am avut încredere în ei și, repet, și în prieteni, și în amici, și în iubite, în tot. Că am vrut să fiu așa credul. Am lăsat foarte mult de la mine. Am regrete că n-am fost mai dur, că n-am tăiat în carne vie, deși că am spus lucrurile pe nume, poate că n-am spus suficient de mult, că nu mi-am bătut joc de oameni cum oamenii își bată joc în general în societatea sau unii de alții. Eu n-am putut să fac asta. În ghilimele spus că îmi bat joc. Deci sunt oameni care își bat joc așa, știi, și în continuu, ca și societatea asta în care trăim și politica asta, care noi suntem niște marionete. N-am făcut asta. Dar nu sunt niște regrete. Asta am fost mai frăieruț așa, dar cu verticalitate. Mulțumit că am spus lucrurilor pe nume și atât. Repet, dacă la timpul acela nu știam sau că eram prost, i-am lăsat să creadă că sunt prost sau că nu-mi dau seama. Am mers mai departe și am zis ok, credeți voi ce vreți. Eu știu. Și, iar acum e și mai grav, pentru că acum am îmbătrânit și le știu ce le poate pielea. Mai ales pe astea mici din generația asta, Doamne, îi citesc din prima și mă amuz într-un hal, iar pe ăștia mai bătrâni care cunosc că au trăit cu mine în generație, așa mă amuz și mi-e milă de ei, pentru că știu ce au fost și se dau așa de... Of! Da. O curiozitate mai am, înainte de o ultimă întrebare de final. Nu știu dacă ai zis despre asta, dacă ai dat explicația sau nu, dar asta e o curiozitate personală. De ce îți faci unghiile negre? La picioare? Da. Doamne, deci de câte ori îmi pozez picioarele și eu, dar anumite uit. Toată lumea te întreabă. Da, de ce? Ai orientare. În cul sunt oamenii. Deci unghiile negre, pe lângă faptul că dacă ar sta să se uite câți bărbați celebri din lumea asta care nu au nicio treabă cu orientări, că oamenii mi-ați să duc la orientarea sexuală. Dacă ai unghiile negre sau ceva feminin sau un cercel, ești... Pentru că-s vopsite, gen. Da. Nu, okay. Deci mi-am făcut prima oară unghiile negre, cred că aveam 30 de ani. A fost un curent
și este un curent, sunt mai multe de altfel, rock. Eram și eu pe atunci cu rock-ul și acum vei găsi mulți rocker cu unghii, cu unghii negre. Și apoi în fashion sunt aceste tendințe, sunt aceste curente legate de manicură sau de pedicură. Sunt foarte mulți bărbați și femei, la femei nu mai vorbim, cu unghiile atât la picioare cât și la manicură negre. Dar, deci o chestie de fashion, de culeală. Exact. Okay. Dar okay. Sunt, deci dacă mă gândeam că are o explicație spirituală. DiCaprio, din asta. Bruce Willis, Mutul la noi în România, Cristea, sărau și ei și-au făcut după mine, nu contează. Dar cât sunt, doamne? Ok. Bă, de rockeri mari, nu, toți sunt. Nu, nu, repede aia te-am întrebat, pentru că m-am gândit că are o conotație Johnny spirituală Deep, undeva, nu, știi? Nu, că înseamnă ceva, nu, din punct de vedere efectiv spiritual. Un trend. Ok, perfect. Trenduri muzicale sau legate de fashion. Bun. Uite, acum la Antol să știi că le-am făcut gri. Ia uite, am avut outfit-ul în nuanțe de gri. Atare. Un gri metalizat, dar bine, oricum nu pasă ce vorbesc cu oamenii și pentru că înainte de a arunca cu piatra, deși de ce aș arunca eu cu piatra în cineva, ar trebui să mă documentez ca să nu mă fac de râs. Păi uite, tocmai de-aia te-am întrebat și eu, știi? Da. Pentru că poate sunt unii care au curiozitatea asta, află răspunsul și la revedere, da, se închide portița. Da, întâi citiți ce înseamnă unghii negre la picioare sau la mâini în general și urmărăs. Vedeți cine și-a mai făcut bine, nu că eu mi-am făcut după cineva, dar și-au făcut și vedete din România, bărbați și de afară. Și o să-și facă cât e lumea și pământul. Bineînțeles. Pentru că ești un om care a călătorit și a văzut toată lumea asta și a cunoscut și a simțit și a adunat informații de pe peste tot. Dacă ar fi să-ți iei un bilet one way, încotro ți l-ai lua? Nimeni nu mi-a pus întrebarea asta. Depinde cu cine mi-aș lua acest bilet one way, că trebuie să iau două bilete. Ok. Nu pot să fiu ipocrit să spun că m-aș arunca așa în fața hazardului și a spune hai, acolo nu. Mi-aș dori foarte tare să închei viața și bătrâneța într-un resort care să-mi aparțină undeva mic, un hotel butic undeva pe o plajă din Bali pe care pentru că asta am și făcut pe lângă modeling, am lucrat și în alimentație publică, am avut restaurante, am cluburi și așa mai departe, în care să manageriez acest hotel butic. Am văzut asta la un prieten, un italian în Bali, care m-a făcut să mă gândesc că acum vreo 10 ani am mers în Bali și am mers la un restaurant super seara, pe plajă, ceva super, unul dintre cele mai exclusiviste de acolo și am fost servit ireproșabil, avea câteva camere, o terasă, super. Dimineața am zis, iau și breakfast-ul aici, pentru că îmi place rău. Și dimineața mi-a adus cafea un tip care clar nu era de acolo, din zonă, un tip bronzat, foarte, așa, arăta foarte bine, la vreo 50 de ani, italian. Și l-am întrebat pe chelner, zic, tu cine e domnul? Ce patronul e șef? Patronul directorul sau patronul? Păi și cum? Și l-am rugat să, dacă poate să putem să stăm de vorbă, vorbim de italiană. Dar mi-a spus că el s-a retras aici pentru că îi place foarte mult. Se amestecă printre chelner și printre turiști, cunoaște lume. Dimineața merge la windsurf, stă la plajă, se trezește la prima oră și el face cafeluțele expreso, ristretto pentru clienți, face pe ospătarul, face cât pe chelnerul dacă e nevoie. E bine, asta mi-ar plăcea să fac și eu. Sau la polul opus aș merge undeva în Islanda. E o țară extraordinară, o țară misterelor, o țară pe care o recomand tuturor. Am fost de 7 ori și am filmat și un Next Top Model acolo timp de o lună. Mi-amintesc. În care cred că m-aș regăsi atâta liniște, atâta pace, dar și atâta mister. Bineînțeles că aș mai accesa din când în când orașele aglomerate, dar cred că dacă aș fi cu persoana potrivită, s-ai găsit potrivită. Ți-ai găsit locul oriunde, cred. Poftim? Ți-ai găsit locul oriunde, exact, dacă ai fi. Da. Bine, exact cum ai spus tu, eu cred că persoana potrivită, cu ea poți să stai și într-o garsonieră oriunde.
dacă este persoana potrivită și care îți dă acea energie și ea ar accepta un minim de confort, pentru că știi, multă lume mă întreabă, ai putea să trăiești așa fără bani? Da, dacă aș avea pe... Și știu că nu o să mă crede nimeni. Dacă mâine aș avea persoana pe care eu mi-o doresc, pentru că îmi doresc o persoană, dar care nu am. Da. Ok. Uite, n-am spus-o nimeni. Ce spun ție? Pe care nu am. Nici chiar botezată nu poate avea orice. Dacă mâine acea persoană ar accepta să fie cu mine forever, în schimbul averii mele, eu m-aș angaja chelner, om de serviciu, că nu contează, munca nobilează omul, și aș locui cu ea forever într-o garsonieră și în București. Să mă arată lumea cu degetul. Aș merge cu tramvai. Aș merge cu troleu. Ce tare, deci, Cătălin, e îndrăgostit. Fericirea pe care mi-ar da-o și împlinirea pe care mi-ar da-o, cred eu, acea persoană care m-a făcut să fiu fericit și să... Să știi că am trăit și nirvana odată, ceea ce e mare lucru. Wow. E mare lucru. Și știu ce înseamnă nirvana și am studiat și mi s-a întâmplat undeva la Bâlea Lac, într-o iarnă, cu zăpada care se punea să aștepta până când am acoperit cabana, în care n-am ieșit timp de 48 de ore din acea cabană cu persoana respectivă, iubită, în care am fumat, am băut, am mâncat, am făcut dragoste, am fumat, am băut, până când totul era așa, aceea e nirvana. Dacă știi că aș mai putea să mai ating o dată nirvana, da, merită. Merită să dai toți banii. Wow! Îți doresc să ajungi să trăiești asta, Cătălin. Auzi, dar să nu sărăcesc și totuși cu banii, să rămână banii. Asta da, da. Chiar de mai multe ori, nu doar o dată. Vezi cât de superficial suntem după ce zice că dăm totul? Nu. Asta e așa, de o glumă, o nu știu ce, dar înțeleg foarte bine ce-și dorește sufletul tău. Am muncit mult pentru ea. Și asta. Dar merită să dai totul. Îți mulțumesc mult pentru că ai venit, Cătălin. E o onoare și o plăcere oricând să stau de vorbă cu tine și am stat gură căscată și ți-am ascultat poveștile, pentru că da, ai povești de viață care inspiră, din care ne putem trage lecții, învățăminte care ne pot ajuta să evoluăm și noi. Și ești, da, un om strălucitor și pe dinăuntru și pe din afară. Din suflet îți doresc toată fericirea și din lume. Și tot ce-ți dorești tu să ți se întâmple, că asta e important. Mulțumesc. Pentru voi a fost el, unicul Cătălin Botezatu. Ne revedem și data viitoare. Eu sunt tot aici, vă aștept. Seară bună!